Ministerul Justiției a lansat o campanie de informare pentru victimele hărțuirii sexuale. Alina Gorghiu a publicat miercuri un ghid simplu pentru ca victimele să știe cui să se adreseze, cum pot fi protejate și care este legislația în domeniu. Ești hărțuit sexual în momentul în care un coleg de muncă, de școală, de facultate ți-a pretins în mod repetat favorul de natură sexuală, dacă în acest mod ai fost intimidat sau pus într-o situație umilitoare. Folosirea abuzivă a funcției în scop sexual atunci când o persoană aflată într-o poziție de autoritate își pretinde favorul sexual, adică profesorul tău, șeful tău sau patron al firmei la care lucrezi. Reclamă abuzul, statul te protejează. Sunt câteva dintre mesajele campaniei de informare desfășurate de Ministerul Justiției pe rețelele sociale la inițiativa ministrului Alina Gorghiu. Aceasta încurajează victimele să depună plângere având la dispoziție instrumente legale eficiente. Încurajez fetele sau băieții să facă sesizări legat de orice abuzator, indiferent de loc, vârstă, statut social sau calitatea lui. Am făcut acest apel și în trecut, dar revin și azi cu el. Este nevoie. Mizeria nu trebuie ascunsă niciodată sub preș. A sesiza o faptă penală înseamnă a salva o altă potențială victimă. Ministerul Justiției a extins ordinul de protecție pentru orice tip de violență și față de orice tip de agresor. Monitorizarea cu brățara electronică a agresorilor funcționează, a transmis Alina Gorghiu. Din datele Ministerului Justiției, 15.000 de dosare privind infracțiuni sexuale sunt în lucru la parchete în primul semestru din anul acesta, un fenomen în creștere ca raportare. Alina Gorghiu afirmă că sesizările oricărei victime curajoase trebuie să intre rapid în circuitul de analiză. Campania de informare pentru victimele hărțuirii sexuale a pornit de la inițiativa Alinei Gorghiu de a pregăti un ghid simplu pentru ca victimele să știe ce au de făcut, unde trebuie să se sesizeze, cui să se adreseze, cum pot fi protejate, care este legislația. Acest ghid va fi distribuit ulterior fetelor din licee și facultăți, relatează Antena 3.ro.